Bună ziua, dragi elevi ai claselor a șaptea! Bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Tema noastră de astăzi va fi cultura în epoca modernă, între 1640-1850. Până una alta, deja cum v-ați deprins, răspund foarte repede la cele mai des întâlnite întrebări și analizăm fișa. Deci, Ana din Hâncești ne întreabă cum să facă testul. Anișoara, testul se face foarte simplu, fie îl printezi, fie îl faci în caietel, iar pentru detalii poți să intri la noi pe site și o să vezi dacă accesezi despărțitura întrebări frecvente, acolo pe pași este explicat cum să faci fișa sau testul. Laura din Hâncești, cum să colorăm harta la exercițiu 3? Deci, Laura, dacă nu ai printat fișa, înseamnă că ai făcut-o în caiet. Poți să faci doar schema sau conturul hărții Africii și să notezi, este foarte important, doar să notezi cele patru țări care creau Maghrebul sau care sunt numite Maghreb, doar ele. Dan din Bălți. Veți continua să creați prezentări și fișe după carantină? Ar fi bine că ajută la repetarea și analizarea temelor. Dănuț, îți mulțumesc pentru cuvintele bune și vreau să știi că noi ne-am pus ca scop, da, într-adevăr, să facem lecțiile de acest gen online la istorie până se termină carantina, iar dacă carantina se va întinde până la vacanța de vară, înseamnă că o să facem până la vacanța de vară. Cel puțin asta ne-am propus noi, să dea Dumnezeu să fie totul bine și să se termine totul cu bine situația care este creată. Așa, și Ion din Mă Gdăcești. Până la vacanță tot așa o să facem lecții online. Deci, e aceeași întrebare și același răspuns ca și pentru Dănuț, că lecțiile sunt programate sau noi așa ne-am gândit că facem lecțiile într-adevăr numai atâta timp cât ține carantina. Deci, depinde cât timp va ține carantina. O să facem lecții cu mine sau o să continuați deja cu profesorii voștri. Deci, aici o să punem punct la răspunsuri la întrebări și haideți să analizăm foarte repejor fișa. Ca să o vedeți și voi, mă bucur că ați reușit să o descrieți, să o completați foarte ușor. Ați spus că e destul de ușor, doar că ați avut întrebări la punctul 3. Deci, la completarea tabelului ați avut dreptate, deci la caracteristica generală a Africii este că în această perioadă este colonizată tot mai mult, ce se exporta din Africa, ce popoare sau ce populație, ce triburi trăiau acolo, foarte bine ați scris, triburile ca de obicei care erau în prezentare, da? Deci arabii, pigmii, bușmini și alții, personalitatea care ați întâlnit-o era vorba despre Mohamed Ali și ce a făcut el în Egipt și cum a ajuns el să conducă Egiptul și ce reforme a făcut pentru Egipt și concluziile la care ați ajuns voi individual, ce înseamnă un întreg continent să fie colonizat și ce se întâmplă cu resursele acestui continent și cu oamenii care locuiesc aici. Numește țările care aveau colonii în Africa, deci s-au avut dreptate, ați început cu Portugalia, ați continuat cu Franța, Anglia și restul. V-a ajutat, evident, harta care era în prezentare. Ei și exercițiul 3 care am spus, colorați țările Maghreb. Deci cei care le-ați colorat foarte bine, cei care ați printat fișa, cei care ați făcut în caiet și nu ați știut cum, am spus, puteți să faceți doar conturul, da, continentului și aici sus să notați cele patru țări care creează Maghrebul sau sunt Maghreb și să le hașurați sau să le colorați. Care au fost urmările colonizării Africii de către europeni? De asemenea, v-ați descurcat foarte bine, atât din punct de vedere al resurselor care au fost luate, ce înseamnă colonii, pentru ce erau folosite coloniile și ce s-a întâmplat cu populația care era practic subjugată de colonizatori. Deci aici ați fost foarte bravo. Descoperă 5, singur la exercițiu 5. Cine au format statul Liberia din Africa și de ce se numește așa? Deci, de asemenea, marea majoritate ați completat corect și ați spus corect când ați spus că Liberia provine de la cuvântul libertate și a fost creată de sclavii care au fost eliberați din America. Asta fiind spuse,
Da, ajungem și la exercițiul 6. Într-adevăr, aici era foarte simplu. Puteați să desenați oricare produs care era exportat din Africa, adică sau fildeș, sau diamante, sau aur, sau. Asta fiind spuse, mă bucur că v-a plăcut fișa, ați văzut și filmulețul, cuvintele din partea voastră care ne încurajează, deci mă bucură foarte mult, mai ales când vă lăudați că ați știut tot în afară de punctul 3. Deci, să revenim, tema noastră de astăzi va fi cultura în epoca modernă între 1640 și 1850. Ca de obicei, scriem history MD. Așa, mergem la clasa a șaptea. Găsim tema, cultura în epoca modernă. Dacă aveți o întrebare sau o sugestie, ne puteți accesa. Iar aici vedeți răspunsurile la întrebări frecvente, așa cum am spus, inclusiv cum se completează fișa și materialele didactice ale temei noastre de astăzi. Avem prezentarea. Pe care o descărcăm. Și fișa. Deci, tema noastră de astăzi este foarte interesantă, este plină cu filmulețe, cu muzică, cu pictură. Sper să vă placă. Mie îmi plac foarte mult temele despre cultură. Deci, cultura în epoca modernă, în 1640-1850. Reperele temei noastre de astăzi sunt cultura, romantismul în literatură, muzică, pictură și realismul. Termenii cheie sau cuvintele cheie sunt clasicism. Eu am să vă spun doar pe scurt ce înseamnă clasicism. Deci este un curent în artă și în literatura europeană care a apărut în secolul XVII în Franța și care punea accent foarte mare pe modelele greco-latine. Adică se întorceau, credeau ei la ceea ce era frumos în lumea sau în civilizația greco-romană. Romantismul este de asemenea o mișcare artistică și literară care a apărut în secolul XIX și este în strânsă legătură cu afirmarea geniului național, care pune de asemenea accent pe lirism, pe exotism, vis, trecut, da? Deci romantic. Și realismul, care este o atitudine în creație sau teorie artistică și literară, care are ca principiu de bază reflectarea realității. Despre deosebire de romantism și clasicism, realismul vrea să compună muzică ținând cont de realitate, pictorii să picteze realitatea fără nicio retușare sau filtre, așa cum facem noi la telefoanele noastre când ne facem astăzi în zilele noastre selfie. Deci, începem cu cultura. Vreau să știți că atât revoluțiile din Europa, din Occident, Europa Occidentală, cât și Revoluția Industrială au impulsionat, au dat un impuls și au influențat foarte mult cultura și arta în secolul XIX. S-a remarcat în mod special lărgirea spațiului cultural prin introducerea învățământului. Cred că toată lumea știe, pentru ca o societate să fie iluminată, ca o societate să se dezvolte foarte mult, trebuie depus accent pe cultură, pe învățământ în mod special. Deci, și în cazul dat, acest lucru s-a întâmplat. Pentru a înțelege mai bine și a vedea cum acest lucru a avut loc, vreau să vedeți un film foarte, foarte interesant. Poate o să-l vedeți și la limba română, profesorii, o să vi-l recomand, se numește Un bulgăre de humă. Aveți aici câteva imagini din acest film, extraordinar filmul, despre Ion Creangă și metodele lui de a învăța elevii din categoriile sociale de jos sau vulnerabile, dacă vreți așa. Deci aici aveți QR codul, apăsați pe el sau îl scanați și vă uitați la film.
De asemenea, în cultură sau cum s-a manifestat, cum s-a accentuat cultura în societate, a fost faptul că în presă au început să fie publicate texte, de obicei romane, literare, în foileton. Deci, ca să știți ce înseamnă foileton, fragment de roman publicat într-un periodic. Adică, eu scriu romanul și nu totodată îl pun într-o carte, da, îl afișez sau îl trimit pe părți la o revistă și uitați-vă, acea revistă publică în fiecare săptămână sau zi când apare ziarul respectiv, apare și acest fragment din romanul pe care, de exemplu, l-am scris eu. Și toată lumea vroia să ia acest ziar, da, să citească asta și mâine să vadă, eu știu, ce a urmat, ca un fel de serial. Deci lumea, la acel moment, le-a plăcut foarte mult această idee, de aceea presa, periodicile, într-adevăr, au ajutat la popularizarea informațiilor. De asemenea, în reviste au început să apară și caricaturi. Sigur, dacă mergeți la bibliotecă și vedeți ziare vechi, o să observați că găsiți atât foiletoane cât și caricaturi. Toate aceste lucruri au dus la faptul că temele operelor de artă se diversifică, adică o să se vorbească despre alte lucruri, despre alți oameni, despre societate, despre case, atât despre cele bogate cât și cele sărace și așa mai departe. Deci se accentuează faptul că temele operelor de artă încep să se diversifice. Așa, romantismul. Deci, să știți că Revoluția franceză din la sfârșitul secolului XVIII a marcat apusul epocii luminilor și entuziasmul față de idealurile revoluțiilor din Anglia și Franța. V-am mai amintit acolo Liberté, Fraternité, Égalité, da, că toată lumea este egală, că toți suntem la fel și așa mai departe, avem aceleași drepturi. Deci, toate aceste idealuri care erau în acele revoluții în Franța și în Anglia au ajutat la moment sau au influențat lupta pentru independență și libertate națională altor popoare care erau supuse, da? Și acest lucru foarte bine se vede și în romantism. Deci noul curent care va domina cultura va fi romantismul. Așa. Deci romantismul a apărut ca o replică, da, ca un răspuns la rigorile clasicismului, da, că ne întoarcem acolo și facem cum era în Grecia și romantică, și între calculul rece al raționalismului. Deci între clasicism și raționalism, deci a apărut romantismul. El s-a afirmat în Anglia, în Germania și în Franța. Romantismul a cuprins toate sferele culturii, adică avem romantism și în muzică, și în literatură, și în artele plastice, și în filozofie, și în istorie, și în estetică, și în tot ce vreți voi. Și în această perioadă, în timpul romantismului, deci crește interesul pentru folclor și coloritul național și istoric local. Deci romanticii încercau să picteze, încercau să scrie despre coloritul și frumusețea locurilor natale al folclorului lor. Așa, să vedem romantismul în literatură. Deci, cei care s-au remarcat în literatură, în domeniul sau în cultura, în genul, stilul romantism, în mod special a fost Victor Hugo. El spunea că romantismul este liberalismul în literatură. Operele cele mai cunoscute ale lui Victor Hugo, despre care probabil ați auzit și voi, este Notre Dame de Paris. Sigur ați văzut desenul animat sau filmulețul despre Quasimodo și Esmeralda. Mizerabili, sigur, l-ați citit dacă aveți literatura universală sau poate s-a făcut paralelă la limba română. Și L'Homme qui rit sau Omul care râde, o lucrare extraordinară. Vi le recomand pe toate sau măcar unul să citiți, să vedeți despre ce vorbea Victor Hugo în operele sale. Multe personaje din romanele lui Victor Hugo, cum ar fi Esmeralda, Quasimodo, Jean Valjean, îl aveți aici pe Gavroche și Cosette, deci lucrarea, da, sigur ați citit-o. Deci ele sunt foarte cunoscute, copiii când aud de ele spun, a, da, știu, am auzit. Bun, romantismul în literatură va continua în mod special cu Walter Scott, care îl aveți în imagine, Byron, da, Heine și Pușkin. Am vrut să pun și un romantic din literatura rusă care poate vă este mai aproape și aici aveți un QR code pe care apăsați sau îl scanați ca să vedeți povestea Ruslan și Ludmila, scrisă de romanticul
Alexandru Pușkin. Romantismul în muzică. Să știți că spiritul uman, în complexitatea lui, s-a reflectat în capodoperile muzicale a lui Van Beethoven. Da? Deci lucrările lui, sigur cunoscute de toată lumea, sunt Sonata Lunii, Apasionata, Sinfonia 3 Eroica, despre care acum vă mai spun ceva. În toate aceste lucrări, el încerca să arate frământările poporului francez răsculat. Iar Sinfonia 9, cunoscută sigur de toată lumea, cu superbul final pe versurile lui Schiller, care se numește Odă Bucuriei și noi cu toții știm că este imnul Uniunii Europene. Aici aveți un QR cod pe care chiar vă rog să îl apăsați sau să îl scanați ca să ascultați renumitul imn, da? Sau fragmentul din Sinfonia 9 a lui Beethoven. Și ziceam de Sinfonia 3-a, Eroica, să știți că Beethoven a scris această sinfonie consacrată să fie închinată, să zicem așa, tânărului Bonaparte, da? Vorbim de Napoleon Bonaparte, care întruchipa pentru el idealul victorios al Revoluției. Dar, în 1804, noi toți știm că revoluționarul Bonaparte, sau Bonaparte, s-a declarat împărat. Așa că când Beethoven a aflat noutatea, a rupt foaia de titlu a partiturii și a scris o nouă dedicație, adică a scris un nou titlu, să spunem așa, în amintirea unui fost mare om. Ca să știți și voi cum sună Sinfonia a treia eroică sau Sinfonia care a fost dedicată în amintirea unui om, unui fost mare om, deci, iarăși, tradițional, deci apăsați sau scanați QR codul și ascultați măcar câteva minute din această Sinfonia a treia lui Beethoven. Continuăm cu romantismul în muzică și avem renumiții compozitori, Giuseppe Verdi, da, în imagine, italian, superbele lui piese, da, Rigoletto, Traviata, Aida, Lombardi și altele. Nu știu dacă ați fost vreodată la teatru de operă, să știți că la noi, la Chișinău, la teatru de operă, de Doamne, când se termină carantinul, se merge și să vedeți opera Traviata a lui Giuseppe Verdi. De asemenea, scanăm QR codurile sau apăsăm și ascultăm, vedem și așa mai departe. Fragmentele sale, fragmente din operele lui Verdi erau atât de cunoscute, erau atât de bine genial, da, să spunem așa, compuse, că unele fragmente din operele lui au devenit chiar cântece patriotice, deci oamenii din Italia le cântau și le considerau patriotice. În Rusia s-a manifestat Maxim Glinka, care a scris opera pentru povestea scrisă de Pușkin, Ruslan și Ludmila. În imagine aveți o fotografie de la opera Ruslan și Ludmila. Deci nu degeaba, anterior v-am spus să vă uitați la povestea scrisă de Pușkin, iar aici aveți, când veți scana QR codul, veți vedea opera deja de data aceasta pe muzică, da, pe muzica lui Glinka. Romantismul în pictură de data aceasta, printre pictorii romantici care s-au remarcat, îl avem pe Francisco Goya, așa, și Eugen Delacroix, care urmează să vorbim despre el. În anii ocupației franceze, care a durat franceze în Spania, da? Francezii au ocupat Spania. Deci între 1804 și 1814, deci 10 ani de zile. Păi uitați-vă, spaniolul Goya a reflectat în picturile sale destinul poporului spaniol, revolta lor, dar și eroismul. Și cele mai cunoscute lucrări pe care le-ați văzut probabil și în manualele voastre este Împușcarea răsculaților spre 3 mai în 1808, aveți aici, deci este destul de cunoscută această lucrare, dar avem și gravuri din timpul războiului, adică unde arată dezastrele războiului. Lucrarea mea preferată de la Francisco Goya este Chitaristul Orb. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea, puteți să găsiți chiar pe aceeași Wikipedia, de ce nu. Am spus că alt reprezentant al romantismului în pictură este Eugen Delacroix, francez, care în picturile sale a arătat măcelul din Chios. O să învățați o temă în clasa 8-a care face referire la această pictură. Deci un măcel acolo, Imperiul Otoman, a făcut măcel pe insula Chios și uite, Eugen Delacroix a pictat acel măcel din Chios. Lucrarea se află în Muzeul Louvre.
subliniez în muzeul Louvre și am să vă spun la sfârșitul lecției de ce. De asemenea, o lucrare extraordinară care mai este numită și Marselieza, cum ar fi imnul, da? Pictorii franceze, se numește Libertatea călăuzind poporul. Cred că ați văzut-o pe mai multe manuale, poate de manualul de franceză sau un manual de istorie, deci să știți că este opera lui Eugène Delacroix. Realismul apare în prima jumătate a secolului XIX, dar să știți că s-a manifestat până chiar la începutul secolului XX. Deci, ce a făcut ca realismul să ia locul, să spunem așa, romantismului în toate domeniile culturii? Deci, în primul rând, revoluția industrială și consolidarea burgheziei, evoluția științelor naturii, deci toate acești trei factori, poate au fost chiar mai mulți, au ajutat sau au influențat faptul ca oamenii să reprezinte cât mai veridică realitatea, atât în muzică, în pictură și în literatură. Trăsăturile de bază ale realismului, așa cum am mai spus, este lipsa de idealizare, interes pentru viața socială și reflectarea obiectivă a realității. Deci nu pictăm ceea ce ne imaginăm că ar fi un soare frumos, cu niște ochi, cu niște raze strălucitoare, dar desenăm realitatea crudă așa cum este, așa cereau realiștii și avem aici o pictură realistă, care îmi place, a lui Courbet, care se numește Spărgătorii de pietre. Deci vedem viața reală a oamenilor de zi cu zi, hainele lor ponosite, munca lor grea și așa mai departe. Deci au început să picteze și să compună opere de artă care țin de realitate. De asemenea, în domeniul realism sau în stilul realism, au scris Stendhal, renumitul roman Roșu și Negru, vă îndemn să-l citiți că este destul de interesant, Honoré de Balzac, cred că mamele voastre probabil au citit mai multe lucrări de-a lor, inclusiv Femeie de 30 de ani, dar pentru voi să știți că puteți citi Comedia Umană și Eugen Grandet. Nicolae Gogol din Rusia, care a avut niște opere extraordinare, dar chiar și viața și moartea acestui scriitor sunt deosebite, puteți să citiți pe Wikipedia mai multe lucruri despre el și lucrările care le învață cel mai des vorbitorii de limbă rusă la școală este Taras Bulba și Mărturie dușe sau Suflete moarte. Vă îndemn să citiți și voi. Ei, și evident cunoscutul Charles Dickens cu Oliver Twist și Vechiul magazin de curiozități. Sincer, mie îmi place mai mult Vechiul magazin de curiozități. Așa, și am ajuns la sfârșitul temei, care este, sper că v-a plăcut. Deci ce aveți voi pentru acasă? Să învățați tema, să vizionați filmulețele, care este cu opera, care este cu poveste, care este muzică și așa mai departe. Deci aveți pentru acasă o relaxare totală, vă uitați la filme și la povești și ascultați muzică, dar vă îndemn, așa cum am spus, nu degeaba am subliniat că pictura Măcelul din Chio se află la Muzeul Louvre, păi uitați-vă, dacă scanați sau apăsați pe QR codul din imagine, puteți să faceți o vizită virtuală în Muzeul Louvre. Sper să vă placă și să găsiți la un moment dat, nu vă spun minutul, să găsiți acolo picturile despre care noi am vorbit, să știți că multe dintre ele le veți găsi pe pereții Louvre-ului, pe culoarele Louvre-ului. Acestea fiind spuse, punem punct la temă. Sper din suflet că v-a plăcut și vedem fișa. Așa. Fișa este destul de simplă, deci numește caracteristicile de bază ale romantismului, prin virgulă. Era așa, așa, așa. Se caracterizează prin asta, asta, asta. 2. Care sunt cauzele deschiderii oamenilor spre cultura, spre cultură și artă, tocmai în această perioadă? De ce? Tocmai atunci, tocmai acum, da? Oamenii au pus accent pe cultură, pe artă și învățământ. Analizează opera de mai jos, deja am vorbit despre ea în prezentare, și ca să vă ajute, deci trebuie să scrieți cine a fost pictorul, cum se numește pictura, în ce stil a fost pictată și ce caracteristici are, ce vedeți voi aici. Pentru un răspuns mai complex, poate pe viitor, dacă nu în această fișă, v-am așezat aici pe pași cum se analizează o imagine, chiar dacă este pictură, fotografie sau caricatură. Așa.
Și 4. Descoperă viața și activitatea unui scriitor, compozitor sau pictor amintit astăzi la lecție. Eu v-aș îndemna să îl descoperiți, de exemplu, pe Gogo. Asta a fost tema noastră de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem cât mai curând la următoarea lecție de istorie. Nu uitați că aștept feedback-ul vostru, dar și întrebările pe care le aveți la tema noastră de astăzi. Numai bine vă doresc și aveți grijă de voi!